25 de ani, 1,74 m și 75 de kilograme. Are un palmares de profesionist de 28 de victorii, 8 obținute prin knockout și 8 înfrângeri. Este antrenat la Metal Box Arad de Nog Arnold. Urcă în ring, în colțul roșu, Miodrag Olar! Miodrag Olar, unul dintre cei mai experimentați luptători din această seară. Este mai scund cu 10 cm decât adversarul său și de asemenea are 25 de ani, 28 de victorii, 8 obținute prin knockout și 8 înfrângeri. Acesta este Miodrag Olar. În colțul roșu, Miodrag Olar! Să înceapă acțiunea dintre cei doi. Doi sportivi foarte tehnici, doi sportivi care lucrează mult pe combinații. Un plus în schimb de forță pentru Miodrag Olar, în vreme ce adversarul său are brațele mai lungi și se mișcă, acoperă un spațiu mai mare, deplasare foarte bună pentru Sergiu Tot. Miodrag, așa cum spuneam, probabil că va încerca să intre pe forță, să încerce să domine fizic acest meci. Miodrag Olar, să știi că mie mi-a plăcut întotdeauna, mi s-a părut extrem de tehnic, de spectaculos, e și genul care stă la bătaie, poate pe undeva un pic fragil, dar altfel un luptător pe care îl urmărești întotdeauna cu plăcere. Deja un veteran la 25 de ani. Asta am spus și eu, că este unul dintre cei mai experimentați sportivi din gală. Începe meciul, în negru este Tot, în alb este Miodrag. Tare de picior pe interior și pe exterior. Început furibund de meci. Miodrag știe că trebuie să vină aproape cu adversarul, să lovească pe forță, să-și pună în valoare loviturile scurte și puternice, în vreme ce Tot va fi probabil tentat pe tot parcursul acestui meci să țină distanța. Stă bine în gardă Olar. Foarte tari loviturile sale joase de picior, foarte tari. Foarte bun croșeul de stânga pe care l-a dat. Este în rândul lui Tot să reacționeze frumos. Lovitură de genunchi și braț imediat. Cearcă lovitura de genunchi, dar nu a reușit să prindă suficient de bine. Forcing al lui Olar. Un pic tensionat îmi pare Olar, stă foarte crispat, ține brațele foarte contractate. Acum, în schimb, începe să lovească bine. Tot, în schimb, supraviețuiește până în momentul de față și reușește să reacționeze și el bine. Un uppercut, iar acum un croșeu de dreapta. A alunecat din lovitura asta. Singura problemă pentru Miodrag ar fi să nu fie suficient de bine pregătit fizic. A avut o repriză foarte obositoare. S-a consumat foarte mult, într-adevăr. Iar dacă nu este perfect fizic, va avea probleme cu Tot, care duce bine la bătaie și reușește să reacționeze tot timpul. Croșeu tare al lui Tot și încă unul. Olar rămâne pe picioare și rezistă bine. Un pic Tot meciul. Nu mai este acel forcing total din partea lui Olar. Stânga lui Olar, teribilă, l-a prins descoperit cu brațul jos pe Tot. E cum i-a spus la 8. Dar poate să lupte, mai sunt 10 secunde din rundă. În mod normal ar trebui să supraviețuiască până la pauză. Trebuie să aibă grijă să nu se descopere foarte mult. Olar va căuta în continuare croșeul de stânga. Bune loviturile lui Tot. Reușește să supraviețuiască runda aceasta. Miodrag caută în continuare croșee puternice.
Bine aparat Olar, luptura în altă picioare a lui Tot, îl presează în continuare pe Sergiu Tot. Da, dar Sergiu Tot și-a revenit, este în meci din nou. Ultimele secunde ale rundei, Olar încasează o serie foarte lungă de la Tot. Ce meci, ce meci, se cheie prima rundă. Foarte interesantă prima repriză și e totodată primul meci care ne aduce până în runda a doua. Acum sunt foarte curios care este pregătirea fizică a lui Olar. A făcut o rundă impecabilă. Prima rundă a fost aproape perfectă pentru el în prima parte. A reușit un knockdown. Apoi Sergiu Tot a revenit cumva. A picat un pic fizic pe ultimele 20 de secunde ale primei. Iarăși stânga lui Olar, foarte bună. L-a prins cu o dreaptă Tot. Serie prelungă de brațe a lui Tot. Bătaie cumplită între cei doi. S-aruncă Olar, ce lovituri de picior pe interior. Respiră în schimb destul de greu Olar și se pare că loviturile lui Tot îl afectează destul de serios. Oh, ce croșeu de stânga poate să dea. Cumplit croșeul de stânga al lui Olar, încă unul, dar ceva mai moale. Tot însă are o rezistență formidabilă. A încrasat nu știu câte croșee de stânga, dar e pe picioare în continuare. Mereu îl prinde cu brațul drept jos. Iată, din nou, același croșeu de stânga. Dar Tot supraviețuiește și lucrează, a încercat un uppercut. Și e cu o dreaptă foarte puternică. Excelent a luptat Olar și în acest debut de rundă. În schimb este foarte, foarte obosit. A fost un efort teribil pentru el în prima rundă. Uppercut bun și croșeu de dreapta. Olar îl pândește pentru că un croșeu de stânga peste braț, fiindcă Tot își lasă brațul jos, cu brațul drept jos tot timpul când lovește. Nu mai are reacție Olar. Trimite un croșeu de dreapta la disperare, însă nu face altceva decât să încaseze. Cred că a fost foarte afectat de una dintre loviturile de mai devreme. Se pare, cred că are o problemă cu piciorul Olar, dar este și foarte obosit. Ia-ți-i proteza. Se pune proteza. Nu-mi dau seama de ce a lăsat arbitru să dea indicații la colț. Când se pune proteza, nu trebuie să dea indicații sportivului. Serie bună a lui Tot, drepte puternice. Nu mai are suficientă forță Olar. A punctat iar cu croșeul de stânga, însă n-a reușit să-l provoace avale. Iarăși un croșeu de stânga la cap. Dar este rândul lui Tot să reacționeze pe măsură cu o lovitură foarte bună la colț. Uppercut, croșeu, stă aproape Tot și lovește constant. Olar are probleme foarte serioase în acest moment. I-a spart mult garda cu directele și cu uppercutul. Iarăși croșeu e tare lui Olar, în schimb Tot stă bine pe picioare, rezistă și foarte mult. Și a reușit să și eschiveze mai devreme poate unui croșeu. A fost o risipă extraordinară de energie. O rundă și jumătate, cei doi s-au bătut cumplit. Aproape cu garda jos, aproape fără să se preocupe în vreun fel de apărare. Incredibil, ce meci! Se încheie prima rundă. A doua. A doua. Dacă am fi în UFC, meciul ăsta ar primi bonusul pentru meciul serii, fără doar și încă nu s-a terminat. Și știi ce este interesant? În momentul de față, meciul este egal, pentru că prima... Crezi că a fost 10-8 pentru Tot runda a doua? Clar a fost... prima rundă a fost clar 10-8 pentru... 10-8 pentru Olar și 10-8 a doua pentru Tot, exact. Asta spun. Da, Olar mai proaspăt, Tot mai proaspăt în acest debut de runda a treia. Prospețimea fizică s-ar putea să decidă până la urmă. Clar, eu ți-am spus de prima oară când l-am văzut pe Olar cum intră în meci, cât de agresiv este, cât de mult intră pe forță. Era clar că fie are o pregătire de fizică absolut incredibilă, fie se va arde pe măsură ce va lovi.
și s-a ars repede. 2 minute și un pic a ținut furia lui Olar. Însă mai are șansa unei lovituri de mare forță. Stai un pic că meciul nu s-a încheiat. Meciul... Nu, dar domină tot. Da, dar Olar are brațe extrem de puternice. În special brațul stâng, a mers extraordinar azi. Și știe să-și așeze croșeul respectiv. Cred că totuși Olar este accidentat, pentru că uite că mai tot timpul face grimase în momentul în care pășește pe piciorul drept. Uite ce bine dă croșeul de stânga. Îl lasă pe adversar să deschidă și îl prinde pe contră. Schimbă direcția. E, runda asta e runda lui Toc. Fără discuție. Se uită către colț, Mio Drag. Se uita la ceas, se uita la cronometru. Da. Au, incredibil meciul. Incredibil ce risipă de energie au putut să facă cei doi. Dar extraordinară capacitatea de revenire a lui Sergiu Toc. Jos pălăria pentru felul în care a putut să revină după daunul din prima repriză. Iarăși croșeul de stânga. Asta a fost principala arma lui Mio Drag. De câte ori a lovit croșeul de stânga, tot l-a hățat. Dreaptă, tare a lui Sergiu Toc. Lovitura de genunchi, face pasul spate Mio Drag. Știa Olar că vine lovitura respectivă și a eschivat-o excelent. O dreaptă foarte înfiptă în tot. O sală foarte multă. Încearcă o direcție de stânga puternică Sergiu Toc. Sergiu vrea să evite contrele cu croșeul de stânga ale adversarului și de asta încearcă să-l lovească mai mult pe partea sa stângă, adică pe dreapta adversarului. Iarăși a venit stânga lui Olar, dar tot lucrează constant, are un volum mult mai mare de lovituri. Încă o dată foarte tare. Olar e luptător experimentat, forțează pe finalul de rundă. Știe să stea în gardă, știe să se apere, știe când să intre pe lovitură. Continuare croșeu bun și o dreaptă excelentă. Deja se bat în reluare. Dar tot continuă să-l preseze, se duce în permanență peste el. Croșeu de stânga tare a lui Olar și se încheie meciul. Sunt curios care este decizia, nu vreau să spun ce bănuiesc. S-ar putea să vedem un extra round sau s-ar putea să avem decizie. Foarte obosit se duce la colț, Mio Drag. A fost o risipă extraordinară de energie. O primă rundă absolut superbă pentru Mio Drag, care a reușit un knockdown foarte frumos. Croșeu de stânga excelent, care l-a pus la podea pe luptătorul de la Cluj, pe Sergiu Toc, iar apoi Sergiu a început să revină. Sunt foarte, foarte curios cum se cheie acest meci. Sunt foarte curios ce decizii au luat arbitrii. Tensiunea crește și pentru luptători. La centru! La centru! Așteptăm decizia oficială. Învingător la puncte! Decizie 2-1! Colțul roșu, Mio Drag Olar! Mio Drag, un meci extraordinar de frumos. E cel mai frumos meci pe care l-am văzut până acest moment. În prima rundă totul părea excelent pentru tine, knockdown. Ce s-a întâmplat după aceea? După cum știți, niciun meci nu seamănă cu celălalt și astă seară ați văzut, am mers prima priză bine, a doua și a treia mai puțin bine. Ce să vă spun, vreau să le mulțumesc tuturor celor ce au venit să ne susțină și vă mulțumesc mult, n-am ce vă spun, vă mulțumesc. Să-l aplaudăm așadar pe Mio Drag, să-l aplaudăm și pe Sergiu pentru un meci superb.